lasă-l un pic mai în spate ca să o ia pe acoale. Nu, Daniel, nu te băga pe acolo. Să nu te bași pe acoale. Nu te băga pe acolo, nu, dă-l în spate. Nu merge. Băi, nu merge. Ia-o în spate, Dani. Și ia-o pe aici, pe unde am luat-o și noi. Nu, după pom, Dani. Ia-o după pom, așa, că nu știu dacă ai loc. Pe dreapta față e destul de desumflată și mă cam nu știu, mi se pare greu la direcție. Facem pauza de grătar. O să mai însurățile un pic. Chiar vroiam să vă spun, aia de celor care sunt la început cu ATV-uri din astea, că nu ezitați să vă achiziționați compresoare la voi, să aveți în ladă, în dotare un compresor, luați-vă compresoare bune, de calitate, nu luați din astea de pe VMAG, de pe nu știu ce, luați ceva calitativ. Eu, de exemplu, folosesc compresor auto de chiar de Dacia, dacă nu mă înșel, acela original care vine pe Logan. Și e foarte, foarte bun, foarte bun. Puteți folosi cele de Audi, de BMW chiar. Dar nu luați din alea din Dedeman sau de pe Mac, că nu sunt bune. Întotdeauna să aveți la voi compresor, că veți avea nevoie. Și bineînțeles aveți și șnururi din alea de pană. Să nu vă lipsească.
forță. Gogule, dă-i tu pe asta până în vârf. Pe urmă să ne întoarcem înapoi. Hai, dă-i tu. Pe unde o dai? Pe aici sau pe acolo? Auzi? Nu merge așa, așa? Oricum ne întoarcem, o urcăm și ne întoarcem. Da, ne întoarcem, da. Bun. Nebunul și cu Teo în spate. Ai grijă acolo. Dă-i. Bine, mă. Mișto! Haide, dă-i! Dă-i pe aia!
așa ceva, o păstrăvioară. Să ne delectăm. Nu vrea? Facem și noi o păstrămioară frumos la grătar. Ne delectăm și noi ca băieții. Asta vin băieții cu motocrossuri din astea. Aici, prima oară când am venit pe drumul ăsta, am avut probleme la... Ii uite ca și acum, cu șoavele astea. Trebuia.
cam aiure aici. De tot aici. Vino tu încoace. Da? Nu, să vină Daniel, că e mai greu. De fapt, amândoi să-l ținem de partea asta. Să-l dau pe partea asta, mă. Pe n-am unde, trebuie să-l bag acolo, că n-ai unde să urci. Trebuie să-l dăm pe partea asta. Pregătit-o. Nu mă, a fost auzat. Oaie, mă? Da, mă, da. Cărlana, da, mă, trecut. Uhu. Dar dacă ți-o arăt cum arăta? Pastramă stricată, carne de pui stricată, sau ce e, pui, e de porc? E cotlet, da. E cotlet, și aia e stricată. Ai, da, anul trecut. Uite cum miroase. E de anul trecut. Am să vadă băieții noștri. Am luat viermică în trebuie pentru pescuit. A, e bine. Dacă băieții noștri n-au vrut să vină. Că vin data viitoare, mă. Erau prea multe. Lasă, mâncăm noi pastrama asta. În cinstea lor. Păi domnul Haruș, să mă rog, ăla,